Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună revenirea, bine v-am regăsit! Ziua Unirii Mici, Unirii Principatelor Române, e sărbătorită mai cu fast. Bine, în propriu spus, Unirea Mică, așa e. Așa merge. Ziua Principatelor Române. Unirii, da. Așa e sărbătorită mai cu seamă la Iași și la Focșani. Dar sunt manifestări, nu știu, de la grădiniță și la școală, mai puțin acum de când e zi liberă legal și nu prea se duc copiii la școală, dar și în celelalte localități din cele două foste principate române. Bun, și în alealte, din principatul ăla, de nu era atunci. Și da, mai se puțin. Se fac manifestări peste tot, Cătălina, pentru că na. E... A precedat... Mare unire. Păi dacă nu era unirea mică, unirea asta, nu era unirea aia. A fost un context favorabil unirii, care nu a fost așa de ușor de făcut. Multă dibăcie. Marile puteri nu erau, care se opuneau, Rusia, Imperiul Otoman, Franța a fost un aliat puternic al nostru. Franța a fost un aliat puternic al nostru și la unirea din 1918. Aceleași scheme sunt în ziua de astăzi. Adică vine premierul. Merge la Iași. Acolo se face an de an cea mai mare adunare. Și vine primul ministru, mai mergea și președintele, cel de la Sibiu, care e un fel de președinte. El, pe lângă faptul că nu face nimic, e și fricos. Pe lângă faptul că e leneș și puturos, e și fricos. Adică nu și-a asumat să vină la Iași pentru că și-ar fi luat niște huiduieli de mamă. Dacă n-au lipsit huiduielile. Nu, n-au lipsit, dar astea au fost așa de condiment, glumă, de glumă. Dacă venea personajul care unul dintre cei mai, adică cred că e cel mai mare leneș pe care îl cunoaște o țară întreagă, că sunt leneși, unul doarme la birou, altul chilește din atelierul auto, altul doarme la școală și așa mai departe. Ce știi tu că poate? Cine dar știe ce face în spatele ușilor închise? Care să știe atâta lume, nu a existat în România așa un leneș. Și leneșul, dacă ar fi venit aici, praf îl făceau. Deci îl huiduiau până plângea. S-ar fi repetat episodul cu Cerneală de anul trecut împotriva liderului AUR. El a fost tropit cu Cerneală anul trecut. Nu, că cu Cerneală, care CPP-ul cu el și l-ar fi protejat. Dar și ar fi luat niște huiduieli, ar fi plecat plâns acasă. Ar fi mers la nevastă și l-ar fi întrebat ce ai pățit. Te-au bătut copiii în fața blocului, ți-au luat mingea, ce ți-au făcut? Nu, m-au huiduit la ea. Deci leneșul am văzut acum că este și fricos și au fost primul ministru și cu Marcel Ciucă. Ei parcă sunt surorile Ciolacu. Ei parcă sunt surorile Kessler sau frații Petreuși. Unde vezi, sunt împreună. Zici că siamezi, pe cuvântul meu. De zici că s-a format în România sau de pe asta coaliție reușită, PSD, Sorin. Și s-a făcut partidul unic. Așa o armonie, așa o bucurie, o veselie. Domnul Ciolacu, oamenii huiduiau câțiva, așa, se auzeau huiduieli. El era tot un zâmbet, o floare, o rază de soare, pleznea de sănătate. Domnul Ciucă era mai trist, așa, stătea cu capul în pământ, de parcă vrea să-l scoate cineva la tablă să-l întrebe cine a fost o cauă mică și cine a fost o cauă mare. Și nu l-a întrebat nimeni. Nici da, raza cercului, deci cum se calculează. Deci sunt sondajele astea de opinie, ultimul sondaj de opinie pe care am văzut, PSD-ul are 36 sau nu știu cât, PNL-ul vreo 22 și cu DMR 5, deci 36 cu 22, 58 și cu 5, deci coaliția asta o să meargă, cred că mor eu, mor copiii nenăscuți, sunt că și tot coaliția asta o să, cu alți lideri, bineînțeles că nu sunt nemuritori. USR-ul este praf și pulbere, AUR vai de mama lui, deci nu există opoziție în țara asta. Și ei liniștiți, sunt calmi, n-ai văzut, domnul Ciucă stătea așa. Precaut. Dar Marcel Ciolacu, deci de o veselie debordantă și de o siguranță pe ei. Păi nu e o comemorare astăzi, e o sărbătoare. De asta, dar zic cu oamenii fluier, așa, dar el n-avea nicio întrebări pentru că știe că această coaliție va domni mult și bine România. Și mai mult și mai bine decât Alexandru Ioan Cuza. Da, îs ca siamezii. Au fost în Coreea împreună, în Coreea de Sud. Vă așteptam ca unul să meargă în Coreea de Sud și nu în Coreea de Nord. Nu. Ca în să Coreea de Sud au mers facă și sudura între cele două state, Coreea, nu? Da, să le împace. Să...
Ei nu pe modelul lor. Da, ei nu sunt stare să facă la noi ce omul se împace în Corea. Și ca frații sunt, la ea și împreună, perfect. Eu cred că nu se face nicio rotație. Cred că rămâne, pentru că domnul Ciolacu e mulțumit așa. Și rămâne domnul Ciucă prim-ministru, domnul Ciolacu, acolo, deci lumea e liniștită. E și riscant, Sorin, cu doi ani înainte de alegeri să, mă rog, un an și un pic, te rodezi. Să rămâi tu cu 36 și ăla cu 22, că dacă te duci tu acolo, nu, facă ea 36 și ea. Are și un sens. Știi, și o veselie, așa, e o liniște, pentru că ei știu că nu are ce să li se întâmple, nu are cine să le ia locul. Și sunt mulțumiți și au împărțit posturile cu mătri-s bine, fetele-s bine, băieții-s bine, cei care contează. Și țara și poporul? Dar asta mai încolo. Deci a dat 2 lei la pensie? A dat. A dat tichete de 2 lei la mâncare? A dat. A dat 2 lei la curent? A dat. A dat 50 de bani la benzină? A dat. Bă, nu știu, mai mult de atât, ce să facem? Bun, cu toate că asta nu mai zic ei, toate sunt pe împrumuturi. Și împrumuturile le plătesc toți cei care au primit 2 lei. Care vor fi când nu vor mai fi ei. Da, ei au primit 2 lei și trebuie să dea 5 lei sau nu știu cât. Și e aceeași schemă. An de an. Vin unii huiduie, ei își văd de treabă în continuare, pleacă și așa. Aici, în centru, se face defilare, nu vine nimeni. Ion Lungu și Gheorghe Fluture au fost la Iași. I-am văzut în spatele premierului. Da, și erau în spate acolo. Păi, cum să merg? Adică Gheorghe Fluture e prim vicepreședinte la PNL. Adică e în conducerea coaliției. Adică e premierul Ciucă din partea PNL. Și încă patru prim vicepreședinți. Și patru prim vicepreședinți. Unul e Gheorghe Fluture, are urma să meargă. Ion Lungu a mâncat fasole cu cârnați de ziua națională. Pentru 1 decembrie și îmi vine acum înapoi. Așa o întârziere. Da, e la mine un delay. Ion Lungu e primar PNL și când dacă a venit șeful, așa cred că erau din Moldova toți primari. Erau și liderii PSD, sugerezi? Dacă a fost și șeful PSD? Da, cred că erau, dar de ce să nu? Nu erau pe scenă. Nu știu, nu erau pe scenă, dar erau acolo. Păi cum, vine șeful, pe urmă, cu siguranță au mai avut niște ședințioare. Nu cred, că pentru că s-au grăbit să plece la Focșani, cel puțin premierul și delegația de la guvern. Poate s-au întâlnit înainte, știi? Poate o parte au mers dintre cei de la PSD și PNL din zona Moldovei la Focșani, care cum era, de la Suceava la Focșani mai departe și s-a mers la Iași. Adică era de așteptat. Și la Suceava a rămas doamna Teodora Munteanu la primărie. Să închidă primărie. Am participat din partea și Ovidiu Milici, consilierul primarului, a fost din partea primărie, unde s-a vorbit. Și domnul Barba din partea Consiliului Județean. Da, păi da. Și domnul Barba, cum e cu de asta? Nu vezi că l-a locuit pe domnul Fluture la astfel de evenimente, domnul Barba. La educativ-cultural. Da, domnul Fluture participă. Și unde e buba mai mare, la aeroport, de exemplu. Domnul Barba a ieșit mai prezent pe subiectul acesta. Ne așteptăm să iasă și pe spital. Da, pentru că domnul Fluture, așa cum a zis, el în conducerea Partidului la nivel național și se ocupă de lucrurile macro. Înțelegi? Da? Înțelegi? Deci de lucrurile grele, rău de tot, cum ar fi autostrada care leagă Marea Baltică de Istanbul. Dau un exemplu. Autostrada care leagă Gdansk. La fel și tunel, tot ar putea face. Pe același traseu, de ce nu? Autostrada care leagă Gdansk de, să zicem așa, de ce localitate vrei să spun? Hai să zic Skopje. A venit așa. Autostrada care leagă Helsinki de Atena. Adică de lucrurile cu adevărat importante. Îndată când începe guvernul ăsta competent, o să se ocupe de hidrogen. A dus Tesla în România. Investiții grele din asta. Mercedes, mașini, divizia electrică, atenție. Pentru că noi o să divizia fim pe hidrogen direct, nu are sens să ne mai încurcăm. Pe hidrogen. Pentru că noi o să fim, și asta e lăsat de la domnul Tăricianu. Mi-l aduc aminte pe domnul Tăricianu când spunea el încă din vremea în care era prim-ministru, cum economia duduia, era o gălăgie în țară, nu știam de la ce. Și într-o zi a spus domnul Tăricianu... Un vacarm, nu? Așa se auzea, da, ca în tren. O huruială. Așa. Și a zis domnul Tăricianu că economia duduie. Atunci m-am liniștit. M-am liniștit, am crezut că
ne-am transformat într-o țară și cu schimbările astea climatice am crezut că și plăcile tectonice s-au mutat în așa fel, s-au reașezat, încât Japonia, ce se întâmpla în Japonia s-a mutat. Și eu credeam că e o curială de nea, de tremur, știi? Nu. Duduia economia. Și domnul Tăricianu a spus că noi, ca țară, pe locul 7 în Europa, și ca suprafață, și ca populație, trebuie să fim pe locul 7 în Uniunea Europeană și ca dezvoltare. Asta era mult, mult în urmă. Ei, am guvernul ăsta competent și liniștit, pentru că am văzut liniștea pe chipul domnului Ciolacu și el e unul din coaliția asta, așa, asta ne duce mai departe. Deci locul 7 nu... Germania să se păzească. O, chiar Germania să nu sărică, dar undeva acolo. Bine că a ieșit Marea Britanie din Uniune. Da, ne încurcau un pic, știi, poate nu prindeam podiumul, dar așa n-avem. Adică e Germania și primul, nu știu cu cine ne-am putea bate. În Franța vezi că e acolo scandal tot timpul, nu se înțeleg cu reforma pensiilor, ies în stradă, se bat cu sindicatele, nu, nu mai merge treaba cum era. Italia are și ea niște probleme, dar noi venim din spate pe turnante pentru că la noi e liniște. Și e siguranță, e umbrela. Umbrela NATO, nu mai spun că aia de aia mereu nici mai plouă. Veșnic deschisă. Nu mai ninge, nu mai plouă, că să închide cineva umbrela NATO un pic, măcar o fereastră ca să mai ninge, să mai plouă, că agricultura nu se face. La Suceava, că ai pomenit de paradele, la Suceava a fost și o defilare a militarilor și fanfara de la primărie a intonat acolo, Hora Unirii, o fanfară, înțelegem, un pic peste cea de la 1 decembrie, deci Mica Unire, precum Băturuga Mică, da, nu, a depășit. Dar ei se perfecționează și evenimentul de și la mare. Fanfara se perfecționează. Cu cât cânți la mai multe evenimente, cu atât te sudezi ca echipă, ca fanfară și la militari. Bat pasul de defilare pe 1 decembrie s-au rodat și acum pe 24 ianuarie au arătat alt pas de defilare. Dar eu când făceam armat așa, în primele zile băteam un pas de defilare de ziceai că trupe specialiste. Când ne frecau gradații de ne stărea părul din cap. Stai că nu, mă atunci zero atunci. Noi nu aveam păr. Deci făceam instrucția. Acum ei sunt profesioniști. Bine, și elevi erau de la școala de jandarmi, dar majoritatea sunt profesioniști, adică au făcut școală și cu ăsta e serviciul lor. Și încă mai au de învățat. La noi era altfel, pe noi, adică măcar pas de defilare băteam. Bine, nu știu ce e așa greu de bătut un pas de defilare. În zilele noastre. Că nu e pas de defilare, am văzut în niște țări, un pas de defilare unde trebuie să ridici piciorul foarte sus, e mai complicat. Grecia, schimbarea gărzii, da, Marea Britanie. Nu e așa greu pas de defilare. Da, na. S-au schimbat vremurile, stai mai mult pe Facebook decât pe platou la pas de defilare. Ai grijă ce mănânci astăzi, că ne-am trezit de Paști? Da, de Paște, da, să nu încadă greu, de Paște. Mulțumesc pentru discuție, Sorin.